Se spune că un profesor de filozofie împreună cu studentul său stăteau de vorbă despre viitorul studentului. Și profesorul a întrebat, ce te gândești să faci cu viitorul tău? La care studentul i-a spus, păi domn profesor, aș vrea să termin facultatea. La care profesorul întreabă, și după ce termin facultatea? După aș vrea să termin masteratul, răspunse studentul. Și după? După aș vrea să termin doctoratul. Și după? Și după aș vrea să îmi cumpăr o casă. Și după? Și după aș vrea să mă însor, domn profesor. Și după ce te însori? După ce mă însor, aș vrea să fac copii. Și după ce faci copii? Aș vrea să ies la pensie. Și după ce ești la pensie, să mă relaxez. Și după ce te relaxezi? După ce mă relaxez, aș vrea să mor. La care studentul credea că aici va încheia profesorul întrebările, dar l-a uimit cu următoarea întrebare. Și după ce mori, ce faci? La care studentul n-a avut răspuns. Și vreau să te întreb și pe tine, tu care te uiți la acest clip, tu ce faci după ce mori? De multe ori ne gândim doar ce se întâmplă în viața asta, ne facem planuri pentru viața asta, dar prea puțin ne mai gândim ce se întâmplă după ce murim. De aceea vreau să spun întrebarea asta, tu dacă mori astăzi, ce faci după? Știi ce se află acolo? Biblia spune că va fi o judecată, că există un rai, că există un iad. Iar Biblia spune că și toți oamenii au păcătuit, toți, și păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul, spune Biblia, că ne condamnă la un iad veșnic. Dumnezeu din cer a dat o lege. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu poftești. Cele 10 porunci și nu numai. Biblia spune că niciun curvar, niciun prea curvar, nici un mincinos, nici un hoț nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă tu te afli într-unul din aceste păcate și nu numai, tu te îndrepți spre iad și după vei merge într-o veșnicie în iadul cel veșnic. Dacă te întrebi cum aș putea să nu mă mai duc acolo, vreau să spun asta soluția. Răspunsul este Domnul Iisus Hristos. El a venit din cer să ne salveze, El a venit să ne caute și să ne mântuiască. El a murit pe cruce și a plătit pedeapsa în locul nostru și a înviat după 3 zile. Dacă tu de azi înainte spui toată încrederea în El și te încrezi în Domnul Iisus și vii cu sinceritate și spui, Doamne Iisuse, iartă-mă, îmi pare rău că am păcătuit, iartă-mă. Și de azi înainte te întorci de la păcatele tale și renunți la păcatele din viața ta și hotărăști să-L urmezi pe El. După, vei avea veșnicia asigurată cu Dumnezeu și vei putea să răspunzi și tu, și după ce fac, mă duc în cer. Răspundeți la întrebarea asta. Tu dacă mori astăzi, ce se întâmplă cu viața ta?